și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt ce cărți și-au mai făcut loc în biblioteca mea în ultimele luni. Înainte să începem însă, voiam să vă readuc aminte, ca de obicei, că dacă nu v-ați abonat la acest canal să o faceți, apăsăm butonul de subscribe de mai jos. Urmează clipuri faine pe canal, inclusiv un swap între screen time și reading time, de care sunt foarte mândră și pe care o să-l vedeți aici pe canal peste câteva zile. Dar haideți până atunci să vă arăt aceste minunății care și-au făcut loc în biblioteca mea în ultima perioadă. O să începem cu cărțile în limba română și o să începem cu una pe care deja am citit-o, de-abia am terminat-o de fapt. Este vorba despre Aroma timpului de Nuria Pradas. O carte care mi-a plăcut mult, i-am dat 4 stele din 5, despre povestea unui parfumier spaniolo-francez. Povestea are loc jumătate în Franța, jumătate în Barcelona. O carte despre care o să vorbim mai multe în wrap-up, dar tot ce pot să vă spun acum este că îți dă o atmosferă foarte frumoasă, este o carte în care nu se întâmplă niște chestii ultra-palpitante, dar toate mirosurile descrise, toată atmosfera este creată atât de frumos, încât te bagă efectiv într-o stare foarte faină. Tot de la Humanitas este și următoarea carte și anume Pisica și orașul de Nick Bradley. Carte pe care nu am citit-o încă și recunosc că am luat-o în mare parte după nume, după titlu, pentru că, na, pisici. Dar și premiza sună de fapt foarte bine. Din câte am înțeles din descriere, avem de-a face cu o serie de personaje care se pierd în ceva, fie în jocuri video, fie în tatuajul pe care îl face un artist clientei lui. Cred că este o carte care se concentrează foarte tare pe trăirile interioare și gândurile oamenilor, iar acțiunea se situează în Tokyo, înaintea ce ar fi trebuit să fie Olimpiada de anul trecut și a fost Olimpiada de anul ăsta. Cred că este genul de carte care se citește ușor, dar care te face așa un picuț să te gândești la niște lucruri, dar oricum o să revin cu o recenzie cât de curent. Și ultima carte de la Humanitas din acest set este Cofetăria cu miracole, de Cristian Escriva și Silvia Tarago, sper că le-am pronunțat bine numele. O carte pe care am ales-o de data asta, după ce se vede aici, am mai citit cărți despre cofetării și am mai citit cărți despre dulciuri în general și recunosc că mă fascinează. Pentru cine e aici de destulă vreme, știți că eu sunt obsedată de dulciuri și de tot ce înseamnă zona asta culinară. Și cărțile care au în centru astfel de locuri mi se par cu atât mai speciale, pentru că pe lângă dulciuri și pe lângă lucrurile frumoase pe care le găsim acolo, locurile astea sunt și despre oamenii frumoși pe care îi găsim în ele. Cartea în sine urmărește fondarea și istoria unei cofetării istorice din Barcelona, Escriba, cofetărie la care n-am fost, dar la care sper să ajung și poate dacă o să ajung la Barcelona, o să mi se pară cu atât mai special locul respectiv după ce voi fi citit despre el. Toate cărțile astea eu le-am cumpărat de la Cărturești, la ofertă 2 plus 1, dar foarte pe scurt, asta a fost 29 de lei, 35 și 37. Oricum o să las link-uri către toate cărțile astea mai jos. Ultima carte în română care și-a avut loc la mine pe raft în această perioadă este o carte pe care am primit-o de la cei de la All și le mulțumesc tare mult pe această cale. Este vorba despre Pasărea Liră de Cecilia Ahern. Știți deja pasiunea mea pentru Cecilia Ahern, îmi place foarte, foarte mult tipa și de fiecare dată când am chef de o lectură romantică, dar nu stupidă, mă duc la Cecilia Ahern pentru că mi se pare că ea scrie foarte frumos. Este ultra prolifică, ceea ce nu tot timpul este bine, dar aproape tot ce am citit de la ea până acum mi-a plăcut mult. Și cartea asta sună foarte bine pentru că spune cam așa. În spatele traiului aparent simplu, dus de doi frați gemeni, se găsește povestea incredibilă a unui copil din flori. O fată crescută într-ascuns și înzestrată cu talentul uimitor de a imita la perfecție orice sunet, precum o pasăre liră. La vârsta de 26 de ani, tânăra pășește în lumea divertismentului. Un bărbat cu ambiții muzicale se resemnează într-o relație amoroasă în care viața privată și cea profesională nu se mai poate limita una de cealaltă și niciuna nu-l mai împlinește cu adevărat. Această femeie și acest bărbat se întâlnesc și se îndrăgostesc, dar le va fi dat cu adevărat să se iubească? Pam, pam, pam. Rămâne de văzut. Iar următoarele trei cărți pe care vreau să vi le arăt sunt în limba engleză, tot așa pe prima am citit-o deja. Este vorba despre The Testaments de Margaret Atwood și aici am să vă cer vouă un sfat. Cartea asta face parte din universul Povestea Slujitoarei, univers care mie mi-a plăcut colosal de mult, atât cărțile cât și serialul și mă tot gândeam să fac un clip dedicat lor. Cu atât mai mult mi s-ar părea important
toată această discuție în lumina tot ce se întâmplă în Afganistan în ultima perioadă, dar nu știu dacă este ceva ce v-ar interesa sau dacă este o discuție un pic cam prea serioasă pentru acest spațiu, așadar vă rog frumos să-mi spuneți dacă vi s-ar părea de interes. Cu toate astea, cartea asta mi-a plăcut extrem de tare, i-am dat 5 stele din 5, este vorba despre Gilead niște ani mai târziu și nu numai Gilead niște ani mai târziu, ci și căderea acestei țări, națiuni, nici nu știu cum să numesc, și ce s-a întâmplat, de fapt, în ce am văzut după povestea slujitoarei. Mi se pare atât de bine integrată cartea asta în tot ce înseamnă primul volum plus serial, încât a fost o bucurie absolută. Dar mai multe despre ea, fie în wrap-up, fie în clip, dacă o să vi se pare de interes. Iar următoarele două cărți, de-abia ce le-am luat, alaltăieri, cred, așadar n-am apucat să le citesc, firește. Prima este The House of Hollow, de Crystal Sutherland, carte care va apărea în toamnă, cred, la editura Storia. Nu este în traducerea mea, ci în traducerea Iuliei și sunt convinsă că a făcut o treabă extraordinară cu ea, dar eu am mai tradus de la Crystal Sutherland și o listă semi-definitivă a celor mai îngrozitoare coșmaruri, care a fost până acum, cred că, traducerea mea preferată din tot ce am făcut. Asta este o carte foarte diferită, din câte am înțeles. Am avut două interviuri cu Crystal Sutherland atunci și povestea că asta este mai mult horror și sunt tare curioasă să văd cum scrie în direcția asta. Din câte am înțeles, este vorba de trei surori care au dispărut la un moment dat, dar s-au reîntors și una dintre ele dispare iar și practic trebuie să vedem ce s-a întâmplat la prima dispariție ca să o putem desluși pe a doua, ceva de genul. Și cartea care probabil mă încântă cel mai tare este The Maidens, carte care a apărut și la noi la editura Litera, o carte pe care de-abia aștept să o citesc, din simplul motiv că am citit deja The Silent Patient, și anume Pacienta Tăcută, de același autor. Am citit cartea aia, cred că în două zile, pentru că mi-a plăcut într-atât de tare și cred că asta o să fie la fel de bună. Am așa o senzație că Alex Michaelides va deveni foarte repede unul dintre autorii mei preferați de thriller. Aș vrea să intru în cartea asta știind cât se poate de puține și tocmai de-aia doar am crăpat așa un pic prima copertă ca să vă pot spune despre ce e vorba. Din primele trei rânduri, pentru că nu am vrut să citesc mai mult, avem de-a face cu un profesor de istorie antică, cred, de la Cambridge, care pare să că ar fi acest mare criminal, și un alt personaj este un terapeut, cred, care bănuiesc că va încerca să soluționeze o crimă din Cambridge, ceva de genul. Îmi place foarte tare că văd din nou această schemă cu psihoterapeutul pe care am avut-o și în The Silent Patient, pentru că mi se pare că aduce un strat foarte interesant unui thriller psihologic, pentru că avem de-a face cu potențiale analize psihologice. De-abia aștept să o citesc și de-abia aștept să vă spun cum mi se pare. Și în ultimul rând mai este o mică cărțulie pe care vreau să vă arăt, care m-a impresionat foarte tare. Pentru cine este mai nou pe acest canal, eu acum 2 ani, 2 ani deja, am fost la un stagiu de cercetare în Canada și acolo am avut șansa să lucrez cu o profă româncă super drăguță și Dana s-a întors în țară în vara asta și mi-a adus cadou această minunăție de carte. Este vorba despre Arta murală din Montreal, care firește că mi-a făcut un dor colosal de tot ce a însemnat acea perioadă. Este efectiv un coffee table book, o carte din care nu ai ce să citești neapărat, dar pe care poți o răsfoiești să te bucuri de minunățile pe care le-au alții la ei în oraș. Bun, astea au fost cărțile pe care am vrut să vi le arăt astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-mi un thumbs up. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce cărți v-ați mai luat voi în această perioadă și ce mi-ați recomanda și mie. Până zilele viitoare când ne vom vedea cu un vlog, ne auzim și pe Instagram. Și până atunci citiți lucruri faine și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!